Sfântă ziua vă salută, Tatiana. Uitați-vă cât de frumos se prezintă bluzița noastră până acum. Mie îmi place foarte mult, cred că și dumneavoastră, sper. Și nu uitați că aceasta poate fi făcută în toate mărimile de care dumneavoastră aveți nevoie. Am rămas să lucrăm această mânecuță, deci ultima, și apoi să vedem în ce mod vom finaliza un pic la mânecuțe și în partea de jos a lucrării. Însă acum, așa cum spuneam, vom începe mânecuța noastră. Cu același fir, voi intra aici în corespondența primului picioruș dublu și voi începe să fac un rând de piciorușe duble. Deci, voi face pentru început 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet și voi continua să lucrez piciorușe duble până în corespondența punctului unde avem ochiurile de lanț. Acolo, bineînțeles, vom vedea în ce mod se lucrează. De asemenea, aș dori să vă spun că tutorialele mele sunt foarte scurte, deoarece timpul de încărcare este deosebit de lung. De exemplu, dacă eu filmez 10 minute de tutorial, îmi trebuie o oră pentru 10 minute doar să încarc. Apoi cu prelucrarea, cu elaborarea, durează în medie cam 2 ore. După cum vedeți, am ajuns în acest punct unde avem ochiurile de lanț și, ca de obicei, în aceste puncte noi vom lucra câte 2 piciorușe duble. Deci 2 piciorușe duble de această parte și voi continua cu 2 piciorușe duble de cealaltă. Vom continua cu piciorușele duble de jur împrejur până când ne vom întâlni la capătul acestui rând. De asemenea, și aici pe umăr, nu uitați, vom face 2 piciorușe duble, 2 piciorușe duble. Iar noi vom lucra singure și ne vom întâlni la sfârșitul rândului, așa cum vă spuneam. Uitați-vă! În momentul în care vom ajunge la capătul rândului, vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Și acum vom începe modelul nostru propriu-zis. Am lucrat 4 ochiuri de lanț, firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș voi face cele 4 piciorușe duble separate de un ochi de lanț. Avem 2, un ochi de lanț de separare, cel de-al treilea, ochiul de lanț de separare și cel de-al patrulea picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet. Vom număra piciorușele duble, deci vom sări 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vom intra în corespondența celui de-al 8-lea și vom lucra din nou cele 4 piciorușe duble separate de un ochi de lanț. Deci, practic, și mânecuțele vor fi lucrate în același mod cum am lucrat partea de jos a bluziței noastre. Procedeul este același. Vom lucra până la sfârșitul rândului, apoi ne întoarcem înapoi și vom face pentru lungimea dorită de noi. Avem 2, 4, 6, 7. Voi intra în corespondența celui de-al 8-lea picioruș și voi repeta cele 4 piciorușe duble separate de un ochi de lanț. 3, 4 și cel de-al 4-lea, 2 ochiuri de lanț de separare între aceste evantaie și în felul acesta mergem până la sfârșitul rândului, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Când veți ajunge la sfârșitul rândului, dacă din întâmplare nu aveți cele 7 piciorușe duble plus 1 pentru a lucra modelul propriu-zis, veți intra exact în corespondența ultimului picioruș și veți lucra modelul ca și până acum. Eu, de exemplu, am doar 7 piciorușe duble, la fel a fost și la cealaltă mânecuță, dar
Bineînțeles, am intrat în cel de-al șaptelea picioruș și mi-am făcut evantaiul meu. Ajuns aici, la capătul rândului, voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț, voi întoarce lucru și voi continua să lucrez în mod obișnuit, în corespondența ultimului spațiu. Vom lucra înainte și înapoi pentru lungimea mânecii atât cât doriți dumneavoastră. Puteți să o faceți până la cot, puteți să o faceți 3 sferturi, precum în cazul meu, puteți să o faceți cu mânecuță lungă. Deci totul depinde de dumneavoastră. Acum, în continuare, noi vom lucra singure și ne vom reîntâlni pentru a vedea modul în care vom face ultimele lucrări. Uitați. Obținută lungimea mânecii, întoarcem lucrarea pe dos și vom închide totul cu piciorușe scurte. În corespondența ochiurilor de lanț, noi vom face câte 3 piciorușe scurte. Dacă sunteți atente și puneți bine lucrarea, vor fi perfect simetrice și astfel vom reuși să închidem lucrarea noastră. Deci încet, încet, cu atenție, vom face piciorușe scurte până când vom ajunge sub braț, iar acolo vom închide, bineînțeles, lucrarea noastră. Vom continua lucrând piciorușele scurte, după care ne vom reîntâlni și vom continua. Pentru a definitiva această parte a lucrării. Ajuns în corespondența piciorușelor duble, vom face și aici 3 piciorușe scurte. Vom ajunge la capăt, unde vom închide rândul și vom scurta firul. Capetele de fire, așa cum vă spuneam, le vom ascunde mai apoi. Acum eu voi întoarce din nou pe față lucrarea. Acum vom da o notă de culoare bluziței noastre, în culoarea mov. Voi intra, aici este cusătură, după cum puteți vedea, în corespondența primului evantai, în spațiul din mijloc. Aici voi face, pentru început, un picioruș scurt. Firul pe croșet. Mă voi deplasa în spațiul format din cele 2 ochiuri de lanț și voi lucra. Un picioruș dublu. 3 ochiuri de lanț. Voi intra pe dedesubtul piciorușului dublu și voi închide împreună aceste 3 ochiuri de lanț, firul de 2 ori pe croșet și voi lucra un picioruș dublu înalt, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, voi intra pe dedesubtul piciorușului dublu și voi închide și aceste 3 ochiuri de lanț, cel de-al doilea picioruș dublu înalt, din nou, 3 ochiuri de lanț, voi intra pe dedesubtul piciorușului dublu înalt și le voi închide. Cel de-al treilea picioruș dublu înalt. Deci până acum avem un picioruș dublu, 3 piciorușe duble înalte, voi face ochiurile de lanț, voi intra pe dedesubtul piciorușului și voi închide totul, iar la urmă voi face un picioruș dublu. Deci vom face un nou evantai, de data aceasta, format din un picioruș dublu, 3 piciorușe duble înalte și un picioruș dublu. După ce am lucrat cele 3 ochiuri de lanț, voi intra din nou pe dedesubt și voi închide totul, iar în corespondența celui de-al doilea spațiu din evantai, voi face un picioruș scurt. Firul pe croșet și mă deplasez în următorul spațiu și voi face piciorușul dublu,
trei ochiuri de lanț pe care le voi închide pe dedesubtul piciorușului dublu. Trei piciorușe duble înalte. Unu. Ok. Trei ochiuri de lanț voi trage dedesubt și voi închide totul. Voi forma un picot, doar că voi închide, nu voi închide cu fir alunecat, după cum ați văzut. Cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Cel de-al treilea picioruș dublu înalt acum. Un pic, că mi-alunecă. Voi face cele trei ochiuri de lanț. Voi intra pe dedesubtul piciorușului dublu înalt și voi închide totul. Iar acum piciorușul dublu. În felul acesta vom forma aceste mici evantaie care vor da o notă de culoare lucrării noastre. După ce am lucrat și cel de-al doilea picioruș dublu, voi închide din nou totul cu picioruș scurt în spațiul din mijlocul evantaiului realizat în rândul precedent. În felul acesta vom lucra partea de jos a bluziței și mânecuțele. După ce am lucrat totul de jur împrejur, vom închide cu picioruș scurt în corespondența aceluiași punct unde am început lucrarea noastră. Deci aici vor fi două piciorușe scurte. Voi intra prin primul, voi face și un fir alunecat, vom scurta firul, iar capătul de fir îl vom ascunde. În același mod vom proceda și pentru mânecuțe. La mânecuțe vom lucra exact în același mod și în felul acesta noi vom încheia lucrarea noastră. Eu sper să vă fie de folos, eu sper să vă placă ceea ce am realizat împreună. Nu uitați, din nou vă reamintesc că acest model poate fi lucrat pentru orice mărime și în culorile dorite de dumneavoastră. Vă spuneam că se poate lucra și la mânecuțe, exact în același mod cum am lucrat pentru partea de jos. Așa, o privire de ansamblu nu reușesc să fac, însă să știți că a ieșit o adevărată frumusețe. Apoi voi face un scurt filmat pe care îl voi pune la short. Acolo veți reuși să vedeți în întregime cum se prezintă bluzița noastră. Dacă vă place ceea ce am lucrat împreună cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră, vă rog să lăsați un comentariu, să dați un like, să distribuiți dacă doriți. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine. Dacă urmăriți videoclipul și nu sunteți încă abonați, vă rog să vă abonați, apoi apăsați și clopoțelul, astfel de câte ori voi încărca un nou material, veți fi anunțate. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi minunată și un weekend plăcut. La revedere, vă salută Tatiana!